Locuiesc la marginea orașului, dar au condiții mai grele decât la țară. Este vorba despre familiile care au domiciliul pe strada Furnalului din Ploiești, care nu a fost niciodată asfaltată. Praful sau noroiele sunt la ordinea zilei, plus că la orice mică ploaie, casele și curțile le sunt inundate. Noi suntem amărâți, vai de capul nostru, vai de, că stăm în noroi, uite, numai toți au votoci din ăstea de încălțat. Cu astea? Dar așa se poate circula, cu galoși. Atât! Și copiii dimineața îi ia femeile, îi ia mamele, îi duce până la stradă, îi șterge aia, îi încalță cu altceva când este, își ia încălțămintea și le dă drumul pe stradă. Că profesorii nu-i primește în clasă, că a zis că murdărește clasa. Noi tot sperăm, tot încercăm, tabele am depus, cereri. Văd că aveți copil mic. Da. Cum vă descurcați cu el pe stradă? Stă mai mult în curte, că pe stradă este praf, nu are cum să joace. O să crească, o să vrea și el role, că vede la alți copii. Nu mai bolboci dacă plouă. Nu mai merg copiii, trebuie să-i duci încălțați cu altceva ca să ieșim la colț. Că e asfalt. Am rămas exact ruinați de bălării, de mizerii, de gunoaie, că nici mașinile nu poate să treacă pe stradă sau dacă trece, nu putem să ținem geamuri deschise. Pentru că și rufe, și, da, și geamuri, praful îl iei cu degetul în fiecare zi. Că plouă, trebuie să iei cu cizmul. Atât. Că altfel, sau cu tractorul, cu șenii, deci e mai sigur. Deci cu mașină mică, niciun caz nu mai e. Mai ales când se pune zăpada. Nici gunoierii nu-și prea fac simțită prezența prin zonă, așa că la câțiva metri de case zac munți de gunoaie. Vine toți cu căruțe, cu mașini, cu tot ce are, vine cu saci, aruncă gunoiul, îl răstoarnă și pleacă. Într-un timp mai făcea de pază de la hipodrom de aici, unde avea caie de la poliția comunitară, mai venea băieții aia și cu o fată și mai făceau câte un tur. Și îi mai speriase. Acum nu mai îi sperie, că n-are cine să îi sperie, vine, aruncă și pleacă. Practic aici putea foarte bine să putea să fie un părculeț. Am refuzat să mai fac cu dumnealor contractul când au venit ca să... Și primesc în continuare facturi și înștiințări că s-a mărit prețul la unde duc dumnealor gunoiul. Deci cum putem noi să ducem, să le dăm bani pentru gunoi când mare munți? Ați văzut puțin ce este acolo. Oamenii așteaptă o minune de la actuala administrație, care spune că strada lor se află pe lista de priorități. Viziunea mea despre Ploiești în acest mandat este aceea că nu trebuie să mai existe nicio stradă în Ploiești fără canalizare și fără utilitățile curente. Cu siguranță și această stradă va intra în programul pe care Direcția Tehnică, Direcția de Investiții îl are pentru perioada imediat următoare și vom băga canalizare, pentru că acest lucru se întâmplă și Mitica Apostol și pe Furnalul. Sunt mai multe stăți care se confruntă cu această problemă. Așa că este foarte posibil ca de la anul oamenii să renunțe la cizmele de cauciuc și să circule civilizat pe asfalt.